Stresul a devenit o componentă zilnică a vieții noastre și este unul dintre principalii inamici ai societății moderne. Acesta poate afecta pe oricine, poate fi declanșat de o multitudine de motive și poate produce o serie de efecte negative asupra sănătății fizice și psihice. Stresul reprezintă presiunea pe care o resimțim atunci când suntem copleșiți de activitățile zilnice sau de o situație anume, fie la locul de muncă, în trafic sau în relațiile interumane. Reacțiile inadecvate ale organismului de adaptare la stres pot duce la probleme de sănătate îngrijorătoare. Stresul ne afectează. De ce? Pentru că face organismul să meargă cu o durație mult mai mare decât ar trebui să meargă. Ori, în condiții de stres, se elimină o serie de hormoni, catecolamine, cortizol, hormoni care fac extraordinar de rău organismului. În primul rând, bolile cardiovasculare, boala coronariană, hipertensiunea arterială, stresul le poate declanșa și alături de alți factori favorizanți, poate să apară hipertensiune, poate să apară boală coronariană. Stresul poate să crească foarte mult trigliceridele și colesterolul. Deci, practic, poate să ducă la înfundarea arterelor noastre în timp. Stresul poate să ducă la apariția diabetului zaharat și, evident, la agravarea lui. Diabet care, odată apărând, poate la rândul lui să îmbolnăvească o mulțime de alte organe. Stresul este un fenomen caracterizat prin stări de tensiune, încordare și disconfort psihic, determinat de factori externi care sunt percepuți ca fiind agresivi, dificili sau dureroși. Contează mai mult cum ne raportăm noi la stres, adică cum îl gestionăm. Bineînțeles că dacă suntem la serviciu, să zicem, la job, avem o stare de încordare, de tensiune constantă, pentru că asta te și face mai atent, te și face să lucrezi mai bine, da? Să lucrezi mai, să depui mai mult efort. Da? Dar contează cât de mult lăsăm stresul să ne afecteze, da? Și la locul de muncă, și în familie, și în relația cu prietenii, trebuie să avem modalități de detensionare a stresului. Unii fumează o țigară, unii beau o cafea, unii, da? Deci important este să ne găsim modalități prin care să scăpăm de tensiunea asta, să o mai descărcăm din când în când. Stresul este ca un furnal care se acumulează și pe măsură ce se acumulează, poate să dea efecte negative. Apoi poate să-ți afecteze relațiile sociale, să devii prea irascibil, să nu te mai înțelegi cu oamenii din cauza asta. Da? Poate să-ți afecteze inclusiv viața profesională, să nu mai dai randament la serviciu din cauza acumulării a prea mult stres. În afară de cauzele cunoscute până în prezent, pandemia de COVID-19 a adus motive suplimentare de stres pentru toți oamenii. Teamă cu privire la starea proprie de sănătate și a celor dragi, teama cauzată de nesiguranța financiară, modificări ale obiceiurilor de somn, alimentație, precum și modificări ale modului de a lucra.